Veste bună pentru tinerele familii. Loturile de pământ din sectorul Ciurleasa, care până acum costau câte 4.000 de lei fiecare, vor fi oferite pe gratis. Beneficiarii acestora pot fi familiile care nu au datorii la bugetul local și niciun imobil în proprietate. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Orășenesc. Elementul cel mai important a fost că s-a scos suma de 4.000 de lei pentru acordarea terenurilor pentru construcții pentru tinerii căsătoriți. Noi, prin această metodă, încercăm să atragem tinerii acasă, să le oferim un loc de casă aici, în Isporeni, pentru a putea să se dezvolte la noi, să-și facă un cuib, o casă aici, la noi, în Isporeni. Pentru a face acest sector unul nou, un sector tânăr, să-i dăm un spirit tânăr orașului nostru drag. Pentru a beneficia de un loc de pământ, tinerii trebuie să prezinte la primărie cererea propriu-zisă, dar și certificatul de căsătorie. În sectorul Ciurleasa sunt disponibile 40 de loturi.